Dacă vrei jocuri ieftine, intră pe gamerland.ro și nu uita să folosești codul din descriere pentru un discount. Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Career Mode. Ei bine, ne pregătim de confruntarea cu Tottenham în acest moment. Hai să facem o echipă. Aoleo. Nu știu cum să procedez, să joc acum cu rezerve, după aceea cu titular, pardon, după aceea cu rezerve și mai apoi din nou cu titular. Să fiu sincer, e foarte greu. Mă decid greu, se pare. Dar hai să jucăm cu titularii. De ce? What? De ce n-am formația? De ce e formația default? What? Stai, unde e formația făcută de mine? Da, super, nu s-a salvat. Ce dracu, mă? S-a șters sau cum? Care e faza? În fine, o să selectez din nou. Nu mai fac alea misiile să fac wargrade-urile. Joc așa acum. Da, cam asta e formația. Sturridge, Suarez, Shaqiri, Ronaldinho, Gerrard, Sterling și pe restul știți deja. Așa că haideți să începem meciul cu Tottenham. Kirikiești probabil să fie titular pentru că are potențial și poate a crescut. Îl era de Bayor, cred, tipul anal și negru. Ok, să pornim. Dumbia și Adebayor în atac. Iată-l pe Sandro și acum Eriksen. Da, Dumbia foarte periculos. Pentru cei mai buni atacanți din joc. Hai Ronaldinho, pasă bună vreau și iată că este o pasă decentă. Ajunge acolo Shaqiri. Shaqiri, șutul cu stângul! Un șut în forță peste poartă, din păcate. Sandro, de ce Filipe Luis, de ce îl lași pe Lennon liber în morții și paștele mătii? Wow! Însă Dembele are o execuție de tembele, mai bine zis. Oricum, mie mi-a plăcut, bravo Dembele, să tot dai așa tot meciul, prietene. Gerard, foarte bine, Suarez o pasă către Steven Gerard. Steven Gerard, Loris acolo, un reflex demențial. Și avem corner, este scârtel, este și Agar în care eu spre Agar s-a dus, n-a fost nimic bun, din păcate. Gerard cu capul de acolo, sigur, sigur. Pleacă însă acum Suarez pe zău ce mingea și ce pasă bună lui Suarez! 1-0, 37 de goluri. Exact, asta e reacția, calmați-vă. Ușor, ăsta e numărul 1, îl vedeți, lui Suarez, ce Messi, ce Ronaldo. Ce, cui trebuie ăștia de, când îl ai pe Suarez în echipă? Demențial. De-a dreptul, demențial. Shaqiri, Shaqiri, ce bine a ieșit acolo. Shaqiri către lui Suarez, o pasă bună, te rog. Este bună, greșește și Naughton, însă Loris a ieșit bine. Oricum, Naughton cred că a avut intervenție decisivă acolo. Dacă nu era el, probabil scăpa Suarez 1-1 cu portarul. Gerard a venit bine și a recuperat. Să-și bate joc Suarez de recuperarea capitanului. Oh, ce bine au scăpat Eriksen, miniole, mă salvează. Eriksen a rușit foarte bun. Cred că dacă dădea pe... Stai, penalti și roșu? Penalti și... Pentru că s-a împiedicat el de mine, futus Dumnezeu, măti! Cum pula... Bă, du-te rasa, mă... Nu, no, nu... No. Că de ce pula mea, mamă? De ce aș avea și eu noroc în jocul ăsta, mă? De ce? Deci, uitați-vă și voi, mă. S-a împiedicat el de Agar. Nu l-a atins aici, s-a împiedicat aici și primește penalti. Bravo, bravo arbitre, bravo, mă, bravo, mă. Bă, e senzație, mă. Jocul ăsta e senzație. O să-l scot pe Sturridge. O să-l pun pe Suarez ST și o să-l bag aici pe... Aolo, n-am pe cine să bag pentru că este obosit. Hai că-s joc cu Sturridge, câbă, ce se poate întâmpla? Acum, e înalt Sturridge, poate să facă față. Hai Sterling, Ronaldinho, hai, oh, Kirikiešu vieții. Și Soldado acolo cum l-a făcut pe ăla. Și iată că rezistă Soldado, Soldado trimite înapoi la Sandro. Iar acum Sandro la Steven Gerrard. Walker și acum
O centrare, scoate Danilo, un minut doar, cred că cam asta a fost cu meciul. Hai să mai încercăm o cursă, nu mai apucăm. Se termină astfel meciul 1-1. Egalat dintr-un penalti inventat de arbitru, care probabil e român, Ișvan Kovaș sau dracu să-l ia cine o fi. Brad Pitt Tudor, da. Din păcate, 1-1. Să-mi bag până la toți arbitrii handicapați și muiști. Ok, Manchester United pe Zeca Vin, Iaconan, Agbonlahor, Draxler, Coutinho, Henderson, Moses, Flanagan, Coloture, Sacco, Johnson și Mignolet sunt gata să vă prăjească cururile tuvă în nas, pentru că sunteți înaintea mea în campionat. Ei bine, FA Cup, semifinala, de ce mă pune să... Cred că am pe cineva pe bancă, care e indisponibil, Agar, da... Hai că punem pe scârtel atunci. Avem soluții, nu-i problemă. Avem soluții. Haideți să pornim în acest meci. Meci atât de important, pentru că vreau să-i bat pe ăștia de să le sune apa în cap. Ok, să vedem ce echipă au ei. Iată, Lindegaard, Rafael, Thiago Silva, aoleu, Smalling, Badner, Jones, Javi Martinez, Nani, Young, Mata și Van Persie. Probabil cea mai bună echipa lor trimisă în teren în acest meci. E bun, a ieșit Moses, iată că a dat mingea la Henderson, Henderson șutează! Mult pe lângă poartă, bineînțeles. Oricum, mi-am creat și eu ocazie, ceea ce e bine. Cam prima din acest meci de ambele părți. Nici United n-a excelat la absolut nimic în atac. Acum o pasă către Iaconan, excelentă pasă către acesta, gol! 5 goluri în FA Cup pentru Iaconan, nu știu exact de Iaconan, habar n-am. Oricum, Iaconan, asta contează. Ia de aici, Conan, prietene. Bun, hai să continuăm. Foarte bine, Iaconan, o pasă excelentă către Draxler. Draxler! Ce finalizare de atacant autentic. Băi, United, de ce căcat aveți voi 81 de puncte în campionat sau cât dracu aveți? Și aveți atâta avans față de mine. De ce? Uitați-vă și voi cum jucați. Mai bun Tottenham-ul decât voi. Bă, sunteți praf, mă. Bă. E bun. Să continuăm noi. Noi continuăm aici. Van Persie, o pasă către Young. Ashley Young, o centrare acolo la marginea careului, ciudată. Oricum, se descurcă bine însă apărarea mea. Acum, Agbonlahor, spaima tuturor mașinilor de Formula 1. Le poate întrece lejer, iată-l cum fuge, iată-l cum fuge, iată-l cum centrează ca dracu. Iaconan. Iaconan către Draxler, aproape de dublă Draxler, însă hai să nu fim egoiști. De ce am vrut eu să dau așa? Of! Iisuse Hristoase. Acest Coloture e grozav. E grozav Coloture. Cred că o să fie un meciul lui, să fiu sincer. S-a descurcat foarte bine în apărare. Pericol Nani! Este 2-1 și meciul se complică puțin. Dacă sunt egala, cred că se va rejuca. Nu știu exact în semifinale cum se procedează, dar cred că se va rejuca meciul. Acum Shinji Kagawa și Javi Martinez din nou, pericol mare. Kagawa centrează, Van Persie, Mignolet mă salvează. Nani, Mignolet din nou. Trebuie să-i fac statuie. Trebuie neapărat, iată cum m-a salvat Mignolet. Agbonlahor, o pasă către Iaconan. N-a fost offset, cred, no, 8 goluri, 6 numai în FA Cup. Dumnezeule, ce jucători acest Iaconan. Bă, am făcut și un transfer bun odată. Cred că e cel mai bun transfer făcut vreodată de mine la o carieră în FIFA 14, să fiu sincer. Se termină meciul, câștigă 3-1. A făcut legea Iaconan, din păcate și eu veste proastă. Draxler, marcatorul cel de-al doilea gol, s-a accentat chiar pe finalul meciului și probabil va lipsi o perioadă destul de lungă. Probabil nu o să mai putem folosi. Depinde acum de perioada de timp pentru care s-a accidentat. Vom juca cu Norwich în finală. Nici nu putea să cer mai mult. Adică pe bun, i-au bătut pe Chelsea cu 1-0 cu Norwich în finală. Sună cam urât, dar totuși avem șanse mai mari de a câștiga, nu? Asta e ceea ce contează. Am primit 900.000 din FA Cup. Va lipsi 3 luni, no, gata. Pentru Draxler s-a încheiat această serie. Nu va mai putea fi folosit, din păcate.
Pentru noi, în episodul viitor, va urma meciul cu Man United din semifinalele Champions Cup. Până atunci, eu vă urez tot binele din lume. Eu am fost cu Ecciales.